Prieten, bună dimineața la dumneavoastră. Sunt pe canalul Patroana de la Stăhaia. Prietenii a terminat oamenii aici. Au pus parchetul, au pus caloriferul. Uitați cum se pune caloriferul. Vedeți? L-a scos, a lipit pe lângă zi și a pus caloriferul altul. A pus partidul ăsta frumos, care l-a cumpărat Leo. Da. Acum să facem curat aici. A făcut și baia, oamenii a terminat. Mai are să pună boilerul și cu WC-ul. Uitați. A pus oglinda. Da. Iubeta, a făcut cabina, a făcut dușul, uitați ce duș, prieteni. Am pus suportul de șampoane, a făcut aici așa, trebuie șters. Așa. Aici trebuie caloriferul și boilerul. Da. Și aici trebuie WC-ul și gata. A făcut sus scurgerile din nou. Da. Aici a pus parchetul. Da. Trebuie să ștergem, să facem mai puțin. Da. Uitați, prieteni, am stat pe lângă oameni, acum trebuie să arăți idrofonul, au cumpărat tanca altul idrofon, a dat 6 milioane, dar altă dată trebuie să cumpăr eu cu 15 milioane mai mare. O să polează ea în față să facă altul. Da. Înțelegeți, prieteni? Mai e la mine în cameră. Oamenii mai luar altă lucrare, mai vin așa prin picături să facă și la mine camera, să facă și la mine cabina, ce-a rămas de la omul ăla, de la comanda, care lua banii 70 de milioane. Da. Tot mi-a luat banii și mi-a terminat lucrurile. Da. Uitați, prieteni, și acum oamenii face hidrofonul afară. Da. Sonia nu a mai venit, că are copii la spital. Am mai luat și gunoaie de pe aici, am adunat saci. Acum trebuie să arunc tot din fața cășii, mobilile, toate ale vechi. Da. Mai e de lucru. Da, am terminat camera și cu baia aia, care a fost atâta. Da. Da. Uitați, oamenii fac hidrofonul aici, s-a format țava care vine din pământ. Da. Uitați omul ăsta. Lucrează aici prin greu. Uitați că s-a format hidrofonul. Să-i pună hidrofonul lui Anca. Uitați, a luat altul nou. S-a format țava în pământ, acum s-o fac domnul ăsta. Numai din Ioane, prieteni, s-a format țava, n-am auzit pe toată noapte. Da. N-am auzit pe toată noapte. La baie, la ăștia, m-a dus apă de la izvor. Da. Să pun paharele ăștia înuntru. N-am apă să pun fasole astea la piept. Da. Am făcut niște fasole să pun la piept. Și n-am apă până vine apă. Da. O să mă duc la izvor să iau apă.
Beau un pic de apă. Da. Am cumpărat altul cot, altul ăla. A, Doamne! Altă țavă din pământ, era formată țava din pământ, care trăgea. Grijul la o casă, ai grijul de ele. Alin dorme, Mihaela, că a stat zupa, iar... Uite, băieți, să facă hidrofon acum, că n-avem apă, n-am avut toată noaptea la baie apă. Da. S-a format țava din pământ, de aia n-avea nici presiune, nici nimic. Da. Trebuie altă dată, când avem bani, să mai facem un hidrofon, că nu poate să ducă ăsta toată casa la amândouă căși. Apa. Să facem la casa mare separat și să rămână asta la casa mea, veci. Altă dată, prieten, că stă mai bine cu banii. Da. Ușorel, ușorel, le punem toate la pont. Da, n-avem ce face. Fac ușorel, ușorel, să fac și centrala la mine, să cumpăr toată vara, când va fi cald, să cumpăr centrală, să dau 100 de milioane pe lemne. Să încălzesc toată casa unde țea ursul de irea frig în casă. Era centrală pe curent, nu dătea de radament, că la mine n-am trei fazii curent și era monofazic și încălza numai camera la ursul și la mine și băile. Și pun una pe 100 de milioane pe lemne să încălzească toată casa. Da. Am calorifere, am tot numai țări de mai să cumpăr. Jos am făcut instalația mai sus și pățăluri. Cam au și centrale pe lemne și le-am fărâmat la casa nouă, că n-avea cine să bagă lemne în centrală. Da, o să fac asta să fie mai de mână cu lea sus, unde bag eu în ea. Da. O să fac bucătăriuță sus acolo în casă, să aibă condiții, să nu mai stă la apartamente copilul ăsta. Să plătească atâția bani. Ah, beau iapă, beau apă de dimineață de diabet. Merge, merge țava la hidrofon. Bă, sunteți băiați muncitori, ați venit de dimineață. Așa se face banii, bă, nu se fac banii să dorm ziua. Bărbatul meu așa se scula dimineață ca voi. Da, mă, da. Trebuie să plătești benzina. Plătesc, mă, plătesc. Patroana plătește. Când e pensia, patroana plătește. Când e pensia. Da. Da. Bă, dacă sunteți băieți cu mici, toată vara vă fac cu voi lucrări. Când iau banii, vă dau banii de acum înainte, că sunteți băieți cu minți.
o să atomne și bucătăria, prieten cu ei. Băieți, de să pricep. Mai târziu mai revenim, prieten. Prietenii am pus la... Ăsta-i copilul lui Sonia. Mă ajută pe aici, ai venit ca mama lui. El cu tasă, tasă-mi s-a dus până, tasă până în oraș. Facem aici curățenie pe aici, luăm prin mobilele ale vechi, le băgăm la foc. Și le-am pus la oameni să mănâncă. Nu pun pe tine. Pun pe... Eu m-am pus o țără fasole la fiert, să-mi fac o iernie de fasole. Ce să facem, prieteni? Dintr-o ceată m-a rămas puțin. Bine că amețăriașe de le mai fac mâncare, că așa nu mai făceam deloc. Pentru mine, când sunt copii acasă, nu mai vine nici să mai fac mâncare. Mă năcăjesc, mă stresesc, nu văd că nu sunt copii. E Alina așa, dar asta doarme și ăsta, mai mă bucură și ăsta că-l văd acasă. Dar o pleacă și ăsta. Da. Și asta este, o prietenă, Giordița, vine pe la mine. A rămas și ea singură, auzi și eu, un bărbat, Micul chema. Și-a lăsat-o singură și... Este ea tot singură. Am văzut Dumnezeu. Avem pe Dumnezeu care ne iubește și ține cu noi. Amin. Și mulțumim lui Dumnezeu, că fără Dumnezeu nu putem. Nimic. Nu se face nimic. Aceștia oameni nu mai reușește hidrofonul. E că s-a rupt țeava, s-a înfundat jos și nu mai trage apă și a rămas prieten fără apă acum. Da. 50 de milioane trebuie furat acum. Da. De unde să dăm? Mă, copile, nu-ți fie rușine, ia și mă mâncă. Nu-ți fie, copil. Că ai putea și... Dar puțin mă vădă, dar și nu-i făcă asta. Și că nu-i și mă vădă. Nu-i mai e foame, nici așa. Și asta este... Că a făcut să mâncați, să fie sănătoasă. Hai bă la masă, ei nu mănânci. Nu te filmezi, că tu ești vedetă. Ce ești, vedetă să nu te filmezi? Da. Ești un băiat simplu. Alin, ce-ți mă iau? Cum ia, doamne? Ia mă mănâncă, mănânci. Cum ia, doamne? Mă, mănânci? Nu, mă mâncai în sus, cum se mă mâncai. Tu mâncai și un ambuș, cum mănâncă ăștia, ambuș și oraș și gata. Aline, ăsta... Pune-ți balinea și mănâncă. Și cu ăsta. Bă, și ce mai trebuie acum? Să-i face la și... Mă, reușiți, hidrofonul ăsta ori mă lăsați pe apă. Da? Îl faceți? Da. Dar auzi ce zice și neafrumi? Ce zice? Să pune supapa asta, și până mâine nu trebuie să dai drumul la. De ce? Să facă condensul, să ridice apă. Nu, să duc condensul, să mă zucă. Până mâine nu poți să dai drumul. Da. Ei. Bine, mai revenim, da. Prieteni.